acțiuni pe transportul de deșeuri. Avem echipe la chiar în clipa aceasta la Vâmășean și la Plătărești. Garda de mediu încearcă să facă și reușește să își facă treaba. Acum problema cu culmeni. Acolo sunt două firme. Eu o să fiu cât mai pe scurt, că povestea este foarte lungă, foarte multe nuanțe, vreau să fiu cât mai complet. Acolo sunt două firme. Una dintre ele, Casano, are autorizația de mediu retrasă. Vreau să fac precizarea ca să înțeleagă toată lumea. Nu Garda de mediu este cea care eliberează autorizații, ci APM-ul. APM-ul județean. Acolo este o autorizație de mediu pentru o stație de sortare la Casano. Acolo sunt două firme, Casano și Util Trader. Casano are autorizația de mediu ridicată din cauza faptului că s-a constatat că a primit mai multă cantitate de deșeu decât avea permisă în autorizație. El, în mod normal, primea deșeu, îl sorta și avea ieșiri mai departe. Acum, la momentul de față, ei sunt blocați, au voie decât să iasă cu sort acolo, nu să mai primească. A doua firmă, Util Trailer, are autorizație de mediu. Noi am fost în control acolo, le-am dat măsuri până pe data de 20 ale lunii acesteia, adică eu cred că mâine expiră măsurile, noi nu o să mergem iar în control acolo și o să vedem dacă și-au îndeplinit sau nu măsurile. A fost o problemă, într-adevăr, care a fost abordată și de alte persoane publice în ceea ce privește acest măsur. Ei acolo au autorizație pentru un ciur, exact așa să și numește. Acolo, din acest ciur, rezultă ceea ce spune ei că este compost. Ei nu au buletine de analize la acest compost. Acest compost a fost comercializat către fermieri din județul Cătălaș, din comunele limitrofe Urminului. Am trimis săptămâna trecută, am avut control la două dintre societățile care au cumpărat acest compost. Am constatat că nu era conform, nu trebuia analize făcute de un laborator specializat ca să-ți dai seama că acel compost nu era regulă. Cu toate cuvinte, bucăți foarte mari de plastic în el, sticlă și așa mai departe. Au fost chemate cele două firme la sediul gărzii de mediu de la Clăraș. S-a dat măsură s-a interzis, de fapt, de a mai cumpăra acest compost și să-l trimită înapoi de unde l-a cumpărat sau să ducă la o groapă de gunoi specializată, cea mai apropiată, la Ciocănești. Asta s-a întâmplat acum două săptămâni. Săptămâna trecută a mai fost prins un fermier cu ajutorul poliției locale de acolo. Mă refer poliția județeană, de la postul de poliție locală. Exact când descărca acest compost, la fel am trimis o echipă în colaborare cu poliția ei, de fapt, având și ei dreptul de a lua măsuri după noua lege 92/2021 care a abrogat 211 și au și ei voie să confiște și să amendeze pe deșeuri. A fost la fel dată măsură de trimitere înapoi a deșeului, dar acolo poliția a făcut și o sesizare penală. Au acționat pe 195 pe legea mediului, au activat un articol și au făcut și o sesizare penală împotriva celor care au adus acel compost. Ei l-au considerat deșeu. V-am spus, dacă te uiți la el cu ochiul liber, îți dai seama că acela nu poate fi... O să avem la fel, o să luăm probe tot, cred că de săptămâna viitoare, o să mergem și o să luăm probe și din acest,
compost și să demonstrăm că și după ce ies analizele de la laborator, acesta nu poate fi considerat compost. O să urmărim dacă conține metale grele și așa mai departe, în așa fel încât să interzicem ieșirea acestui compost fără buletin de alte analize. La Sărulești, știți foarte bine că am avut acțiuni cu jandarmeria. Acum o să semnăm și un protocol venind la subiectul nostru cu județul Cămăraș. O să semnăm un protocol prin... Am avut o ședință săptămâna trecută cu domnul prefect, cu APM-ul, am avut cu garda, cu cei de la poliție și de la jandarmerie. O să facem un protocol în așa fel încât să asigurăm o permanență la fel cum o facem și la Sintești în fiecare zi, la orele care credem noi că sunt cele mai cum să vă spun, periodic atunci dau foc la aceste capuri pentru a valorifica lucrul. ANPB-ul ar trebui să aibă un aspect de sistem național de sensor. Aici este o mare problemă, credeți-mă, în sensul în care oamenii și-au cumpărat ei acest sensor. Senzorii aceștia, majoritatea dintre ei, nu sunt omologați. S-a creat o revască de rețea în București, unde a fost un control și așa. S-au prins senzorii noaptea, te duci acolo, cel puțin săptămâna trecută, n-am putut să intrăm în curte, făceau grătar, exact sub senzor. Imediat acel senzor să rosește. La fel și la Călăraș, dacă, de exemplu, senzorul ăla este montat deasupra, să zicem, la unui bloc, ai acolo toată, eu știu, ai 10-20 de aceste centrale, fiecare apartament cu centrala lui, vă dați seama că senzorul ăla o să stea numai roșu. Propunerea mea ar fi că la nivel național să se facă o astfel de rețea de senzori și să avem măsurătorile omologate, să putem să luăm și măsuri. Garda vine la orice petiție, indiferent dacă cineva după stradă face 30 de zile, oricum avem obligația de care să mergem să controlăm. Omul este cel care se duce, persoanele care locuiesc în acele localități se poluează singur, cum s-ar răspune. Ei se duc și aruncă. Cu căruța ați văzut și mea, străcați văzut confirmările celor care au fost cu toată ruta de la Fetești până la Călăraș și ați văzut situația. Ei ați văzut că cetățenii din comunele alea au fost găsiți aruncând. Noi cu gropile astea de gunoi suntem din 2009 în infringement, cum știți foarte bine, gropile acestea trebuiau ecologizate, închise și așa mai departe. Mulți dintre primari și-au făcut treaba, vă dau un exemplu de cel de la Borcea. A fost amendat de către gardă în vară, tot pe o sesizare pe o groapă de gunoi care avea la ieșirea spre Fetești. Omul a fost acolo, a ecologizat, a avut banii necesari, a ecologizat acea groapă, adică a cărat tot gunoiul, să nu vă spun că aproape un sfert e la loc, să nu credeți că se duce primarul sau autoritatea locală să arunce acolo. Tot omul care se duce și nu are această educație de a sorta deșeurile, de a preda firmei de salubrizare deșeul cum trebuie.